Salutare călători! Astăzi vizităm un muzeu mai puțin obișnuit, un muzeu privat. Este vorba despre muzeul La Mâca, care se află în satul Bravicea, raionul Călăraș. Haideți împreună să vedem ce se ascunde în spatele acestei uși, care are o istorie foarte, foarte interesantă și de ce se numește La Mâca. Asta este bașca, cum este o cuhnă de, o bucătărie de vară. Ei, dar am mai adus eu niște lucruri, nu sunt a lui aie autentice, dar restul a rămas masă, e unde se dea. Duminica se întâlneau cu femeile și stăteau mai mult la taclale. La taclale și la semințe de floarea soarelui mai mult. Aici avem o lejancă. O lejancă. Aici avem pentru cocea câte 12 pâini cocea. Aha, cuptor, da? Cuptor. Cocerea pâinii. Aici este hornul. Și aici noi ne puneam când cocea pâine, sâmbătă mai ales, dar nu toată sâmbătă, dacă nu eram tot mulți, eram 5. Și 12 pâini cam ajungeau cam la două săptămâni. Și făceau odată la două săptămâni. Da. Dar mai mult că în ultima vreme, de Paște numai atunci, cozonac, pască, pâine. Și atunci ne vrem. Și ce care e interesant, că bătea aici într-un leghean, bătea ouăle. Da. Și eu mai ațipea. Pune la dospită și eu mă vrem și avea o lingură de lemn și este ea. Și era acum o bătă ouăle cu zahăr. Și mă vreau și cum era cu spuma, așa ea. Și mâncam. Înfulecat. Atât tare îmi plăce, că vedeam cam se duce. Și ca să nu obișnuiesc, trebuie să închidem ochii. Dar mâncam mai departe. Și mânca sarca când scura. Măi, tu, nu cumva, nu îți cumva eu. Dar mânca mai iar. Și mânca mai bun. Deci la mânca sarca nu i-am văzut la stradă. Și sarca când se ridica, să gea cam cu greu. La urmă, am ies până în ultimul moment, pe 88 de ani zile. Câteva zile numai a stat la pat, dar restul s-a mișcat, s-a dus la... Ei au fost în timpul oameni de acțiune. Oameni văcoși. Văcoși, adică 100 de aproape. Ani. Aproape de 100 de ani. Văcoși, adică mai cu veacuri. Am înțeles. Noi mai cu decenii, mai cu veacuri. Și ca să mă dea, cum v-am spus, cu ușa ei la mijloc. Am înțeles. Deci nu era cu ușa într-o pat. Deci era greu, știu. Așa, intrăm în casa... Asta, în casa Mâncăi. Asta este tinda. Aha. Tinda aici era o scară. Când intream în sus, în pod, da, pot să numește acel deasupra, că este numește tavan. Da. Deci în pod acolo mai puneau careva... Dacă aveau greu, porumb, că nu prea aveau așa. Și aici este dormitorul nostru. Eu am avut un frat care este mort, nu se odihnească, și am o soră în Ucraina. Noi toți trei ce suntem noi. Aha. Noi toți... Și a fost camera voastră. Este camera noastră. Bucătăria am... Aha. Asta cumva ar fi de iarnă? Da, asta este de iarnă. Noi făceam focul așa și se încălza și camera. Da. Aici... Cam cu greu stătea, dar aici era deschis, da. Aici făceau și chiar și mâncare, prepara mâncare, iarna așa, vara acolo, preparau, aici este patul ei. După perdică cel ai trei horn. Da, deci aici este dispărstură, e cătare era închis. Și mai credeam duminică acolo și noi ședem aici și mai ascultam și nu era când. Mai îmi fără și nouă deschizător să mai auzim. Să mai auzim, da? Ne plecat. Nu era atunci televizor, nu era. Casa mare. Nu spun de la cine, dar sunt unul, așa cred că, protagoniștii, care au încercat să facă într-așa mod să înșurie prosopul care este în trei. Eu am învățat la o femeie. Eu n-am mai văzut unde o prosop de jur împrejur, numai de jur împrejur nu socotea.
din toate patru părți, din trei. Am avut aici un dulap care a fost, dai luat lui Vera, ca cu ieri, așa știu. Vera, sora mea, când s-a măritat, știți că mai trebuia să mai dă ei. Ești care era una. Așa cum asta e post de dulap. E post de dulap. Dar e original și aici. E foarte original, da. Este eu, le-am pus, păi mai, da. Mai avem chipiu, am, este eu, forma mea de militar. Este niște haine, este tatăl meu. Preot? Preot a fost din mănăstire, dar când s-a închis mănăstirele, în 61, deci eu, dacă nu se închideau mănăstirele, deci parcă aș spune la ruși boda proste. Că dacă nu se închideau, eu nu aveam tată, adică aveam... Na. Casa Mâncăi este formată din trei camere? Trei ude, deci două camere. Așa. Și două bucătării, una de iarnă. De una de iarnă și una de vară, am înțeles. Asta. Și tinda. Tinda normală. Eu am fost profesor. De muncă? Profesor, muncă și fizică și arte plac. Și da, la școală. Și de educație fizică? Nu, fizică. Ah, și de fizică. 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 Și matematică. Astronomie. Și cum se pupă fizica, matematica cu artele? Se pupă, foarte bine se pupă. Eu știu numai un singur lucru. Ca și la matematică și la fizică, nici o știință nu e desăvârșit, până nici nu între matematica în ea. Dar nici o artă nu e desăvârșit, până și nu între sufletul omenesc în ea. Asta ce știu eu. Deci trebuie să dai suflet, la artă îți dai suflet. Deci ați băgat suflet. La matematică, oricând. Oricând și la copiii mei, întotdeauna e suflat. Știi cât e 2 plus 2 și asta este foarte bine. Dar știi că 2 plus 2 poate fi și 2 și o leacă. Sau 2 plus 2 poate fi 4 și o leacă. Un pic. Dar s-o pățic de suflet. Dar s-a demonstrat că poate să fie. Da, dar prin muzeul ăsta la Mânca, vă doriți să, nu știu, să vină turiști, să vadă? Aș vrea, eu vreau, da, să-mi fac și o... Aici o dos la, dos la casă, o să-mi pun și o... Vreau pe lemn să tai chiar așa, să găsesc o scândură așa mai lată și să tai cu traforajul în interior la mâică, așa atât. Și poate un grafic de lucru, eu știu, nu știu. Aș vrea să deschid, că, da, din satul nostru cam au venit mulți, s-au venit la mine și am mai uitat, dar din alte părți nu prea avem nimeni la noi. Dar ar fi bine, eu poate sunt niște greșeli, eu mai uz, poate mai... Eu v-am spus că eu vreau să-l numesc ca muzeu de muzeu la Mâca, muzeu așa cum a trăit, dar plus că și niște lucrări de artă. De artă, am înțeles. Și lemn și pictură. Dar știți ce mi se pare interesant? Că muzeul la Mâca se află pe strada Ion Creangă. Da, și 22. Și 22. Și este cifră magică. Prin ce este magică cifra? Este 22. Că nu se plusează niciodată. Care-i 2, cealaltă cu 2 fac 4 și o leacă? Da, 4 și un pic. Înțeles. 4 și... Cât e radical, băi, dacă... Dar vedeți, sunt contradic... Și piul! E, na, trebuie și... Da, 14. Da. Dar în contradiție, știți ce acum mă uit eu la denumirea străzii în care se află muzeul la Mâca, o tradiție, că văd acolo un leu și turiștii și vizitatorii pot lăsa câte un leu pentru a dezvolta și a fortifica muzeul. Am vrut să mai cracă-n puțin, dar nu prea din vizitatorii. Păi, când o să vină vizitatorii, cu siguranță o să lărgească. O să-l fac de 3D. În 3D. O să-l fac mai 3D. Toți sunt ce specialist. Să mai da? Super. Da, asta e îndemn, nu e obligatoriu. Vizita la muzeul privat la Mâca din satul Bravicea, raionul Călăraș. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Accesați pagina noastră de Facebook călătoricugust.com, dar și pagina de Instagram cu același nume și canalul nostru de YouTube Călătorii cu Gust. Noi continuăm călătoria noastră spre o nouă destinație. Fiți alături!